Pentru șoferii începători, știți că se va da o lege nouă, am discutat despre ea. De la 18 ani până la 21, nu o să poți să ții o mașină mai puternică de 100 de cai putere. Acum nu știu dacă trebuie să stai minim un an sau până faci 21 de ani, să vedem cum va fi varianta finală a legii. Însă, însă, legea spune că poți să-ți cumperi o mașină cu maxim 100 de cai putere. Și apare următoarea problemă. Multe mașini chiar și cele de un litru, au mai mult de 100 de cai putere. Deci, vrei să-ți iei o mașină pentru începători, bun. 1, 6 diesel, Golf 6, Golf 7. Ai 105, 110, 120 de cai putere, deci pică. Vrei să-ți iei uh, un Suzuki 1.0 turbo, 110 cai, pică. Vrei o Vitara 1.0, 110 cai, pică vrei 1.6 benzină, Golf 5, Golf 4, Logan 1.6 16 valve, Megane 1.6 105 sau 110 cai, Fluence 110 cai, 1.6 Laguna 1.6 110 cai, Audi A4 1.6 102 cai, A3 102 cai. Deci trebuie să te duci sub 100 de cai putere. Asta înseamnă că trebuie să te duci către 1.4 aspirat. Și sunt mașini de 1.4 aspirate precum Hyundai i30 1.4, 109 cai, pe care iarăși nu le poți conduce. 1.2 Turbo, 1.2 TSI de la VAG, 105 cai, n-ai șansă. Maxim ăla de 86, dacă îl găsești. 1.9 TDI Seat Cordoba, 101 cai, n-ai voie să o conduci. 1.9 TDI Pompediu Z, Skoda Octavia, 105 cai, n-ai voie să o conduci. 1.9 TDI 2002 Passat Audi A4, 131 de cai, n-ai voie să o conduci. Ford 1.6 diesel, 109 cai, motor de PSA, n-ai voie să-l conduci. Citroen C4 1.6 diesel, n-ai voie să-l conduci. Nu mai vorbim de 3.000, vorbim de capacități din astea, 1.2, 1.4, 1.6, 1.8. 1.8 aspirat Ford, 125 de cai, 1.6 Ford, 100 de cai, 101 cai. Deci nu nici o mașină cu 99 de cai, cu 98 de cai, 95 de cai la 1.6. Deci... Ai spus 1.6 în afară de Loganul 8 valve de 86 de cai. Probabil că sunt câteva excepții. 1.8 iar nu cred că găsești de 90 de cai, 95 de cai. Așa că începătorii din nefericire vor fi limitați la câteva mașini. Asta e cumva trist. Pentru că dacă ar pune limita 110 cai, ai avea mai multe mașini de unde să alegi sau 120 de cai, că îți iei uh, o Mazda 2000 benzină 120 de cai, îți iei uh, și un 2000 diesel de 115 cai, variantele mai gheabile, să zicem, variantele cu mai puțin cai de la Golf, Skoda, Volkswagen și așa mai departe. La... Există inclusiv un 8 tfsi de Audi de 120 de cai, există un 5 diesel de la Citroen C3, de la mai multe, mă rog. Deci ai o mare problemă. Vei să ești un 1, 6 leșinat, care nu e cine știe ce puternică, și are 101, are 102, are 105 cai putere. Și ești forțat să ții Logan 0.9, 90 de cai, Logan 1, 0, 75 de cai, Clio 0.9, iară 90 de cai, 1 1.2, da, să nu fie turbo. Ar trebui să facem un top cu mașini efectiv ce găsești interesant pentru un începător dacă se va da această lege. Deci sunt de părere că ar trebui să mărească cu 10 cai limita aia, că nu e mare filozofie, ca să poți să cumperi mai multe mașini la mâna a doua. Că mașini noi cu 100 de cai, mai puțin de 100 de cai, nu sunt prea multe, pentru că mașinile noi în general acum sunt supraalimentate și vin cu mai mulți cai putere. Chiar dacă mașina e mare, e grea, ar trebui din nou să vină cu o variantă cum e la motociclete, care la motociclete ai o limită de putere pe kilogram, deci un raport masă-putere, care la mașină nu există. Că dacă ții superb 1.6 diesel, cum și-a luat tata, 1.6, 105 cai pe superb, care e mai mașina, nu e cine știe ce rapidă mașina respectivă. Că poți să ții un Smart de 90 de cai sau cât are de 0.7 turbo și aia fuge mai tare decât o Skoda super până la 100 la oră. Adică ar trebui să i raportul ăsta putere-greutate pentru că te fură. Dacă ți o Vitara 1.6 de 120 de cai benzină aspirată, aia nu e o mașină rapidă. Deci ar putea să facă niște mici uh... compromisuri. Deci începătorii vor fi forțați să își cumpere mașini care chiar că sunt uh leșinate. Sunt foarte curios voi dacă veți lua permisul anul ăsta sau la anul și va intra în vigoare această lege, ce mașină v-ați cumpăra? Pentru că sunteți un pic limitați. O să revin cu un top, apropo de legea asta, cu ce mașini putem găsi ok, am câteva în cap, sincer o mașină pe care o am în cap și mi-a plăcut întotdeauna, care este și în patru cilindri, are și un raport putere-greutate ok, are 90 și ceva de cai și e ideală pentru un începător. Este Suzuki Swift sau Suzuki Baleno. 1.2 spre 1.3, 1.3 motor, un 4 cilindri distribuție pe lanț, aspirată, are 90 de cai. Am condus-o, mi se pare destul de făjneață. Fuge la fel ca una 3 care are motor de 1-6. se încadrează în acest barem. La mâna 2, a doua, 7-8.000 prin afară, a fost vreo 12.900 când lucram eu la Suzuki. Nu uitați să folosiți care vertical și codul care e scris pe mine pentru o reducere specială. Dacă vreți să vă cumpărați orice fel de mașină la mâna a doua. Revin cu un top și aștept părerea voastră mai jos. Ne vedem în următoarele episoade.